a mai existat o astfel de acțiune în toamnă, când s-a dus, s-au efectuat 6 transporturi, 4 s-au dus la Rema, 2 au fost depozitate la groapa de gunoi. Au însemnat niște sume venite în plus la spital, ținând cum că acele obiecte erau de inutilizabile și casate, s-a și eliberat din spațiu, dar la acel moment n-am reușit să terminăm chiar tot ceea ce trebuia transportat. Nici astăzi nu cred că se va reuși. Sunt foarte multe lucruri de renunțat la ele, da? Și atunci o luăm etapizat. Aveți în plan și dotori? Anul acesta e sfârșit de an, dar pentru anul viitor există o listă. Se lucrează acum la planul de achiziții pentru 2018 și au lucrat toate compartimentele să facă solicitări în sensul acesta. Tot ceea ce consideră că ar fi oportun pentru buna desfășurare a activității. Cât de vechi erau lucrurile pe care le-ați aruncat? Ca să vă faceți o idee, erau saltele de când s-a construit spitalul. La primul transport, la cel din toamnă. Acum ceea ce există, ceea ce se debarasează, n-aș putea să vă spun ce vechime are. Dar primele transporturi care s-au efectuat în toamnă includeau tot, două transporturi au fost de saltele de la înființarea spitalului.